Distribuție Banat a anunțat o serie de întreruperi programate pentru a asigura în bune condiții capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții din județul Hunedoara. Vineri 25 februarie vor fi afectați parțial locuitorii din localitățile Deva, de pe străzile Hărăului, Nicolae Grigorescu, Constantin Brâncu și Griviței parțial, între orele 9 și 17. Păclișa, Peștenița, între orele 8 și 16. Hunedoara, pe strada George Enescu, blocul 5 bis, scara B, între orele 9 și 17, Rengheț, între orele 9 și 15, Crăciunești, parțial, între 9 și 17 și tot între 9 și 17 vor rămâne fără curent locuitorii din Zeicani și Pui, parțial.